Slăvit să fie Dumnezeu. Deci, amin. Văd că timpul e înaintat, așa că o să fie, o să fim scurți. O să citim mai mult în această dimineață. O să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 483, 2 Cronici, începând de la capitolul 34, versetul 1. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi de idoli, astatei cu chipuri ciopite și de chipuri turnate. A dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui, care erau deasupra lor, și a sfârmat idolii astatei, chipurile ciopite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful peste mormintele celor ce le adusesele jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutire în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii astatei și chipurile ciopite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioas, arhivarul, să leagă casa Domnului Dumnezeului său. S-au dus la marele preot, Hilchia, și a dat argintul adus în casa lui Dumnezeu, pe care îl strânseseră leviții păzitori ai pragului de la Mănase și Efraim, și de la toată cetatea, parte a lui Israel, și de la tot Iuda și Beniamin, și de la locuitorii Ierusalimului. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la degerea casei Domnului. Iar ei l-au dat templarilor și zidarilor ca să cumpere pietre ciopite și lemne pentru griji și pentru căptușitul clădirilor pe care le este casele împărații lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviții din fiii lui Merari și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii Kehatiților, toți aceștia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, dregători și ușieri. În clipa când au scos argintul pe care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Safan: am găsit cartea legii și în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Safan cartea. Safan a adus împăratului cartea și când a dat socoteala împăratului, a zis, slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul pe care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și a lucrătorilor. Logofătul Safan a mai spus împăratului: preotul Hitira mi-a dat cartea. Și Safan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvântul în lege, și-a sfâșiat hainele, și împăratul a dat următoarea poruncă: în Hilchia lui Ahicam, fiul lui Safan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Safan, logofătul, și a lui Ahia, slujitorii împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda,
cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Harsa, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mânâindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis, să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeului lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ați auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai spus ia hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământul înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin, și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate uriciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeul lor în tot timpul vieții lui, nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeu părinților lor. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. În această dimineață, în acest cuvânt, avem ilustrat un om care ar fi vrut să facă ce este bine înaintea Domnului și, practic, e unul dintre acei împărați care au făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar acest împărat a vrut să schimbe planul lui Dumnezeu. A făcut bine, a lucrat foarte bine în această lucrare, dar undeva el s-a gândit că a reușit să-L înduioșeze pe Dumnezeu ca să abată de la ei aceste nenorociri care prorocița le spusese despre el, că le va trimite. Am văzut cu toții că a făcut tot ce a... Oricare dintre noi am putea spune că a făcut perfect, a curățat tot ce a fost împotrivă. Dar a zis că Dumnezeu ne cunoaște sufletul. Dacă am citit mai departe, dar nu există timp, ne-am dat seama că Dumnezeu s-a dus exact la țintă, acolo unde acest Iosia nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ca și ceilalți. I-a condamnat pe părinții lui, care n-au ascultat și s-au depărtat de la Dumnezeu. Și dacă nu mai am timp acum, dar probabil că lecția viitoare o să citim mai departe și o să vedem ce se întâmplă când noi vrem să-L înduieșăm pe Dumnezeu din prea mult avânt, în prea multă râvnă pe care-L avem.
Dumnezeu i-a promis și s-a ținut de promisiune că îl va pune în mormânt lângă părinții lui. Nu i-a făcut nicio promisiune altă. Și i-a spus, ugiile care le voi trimite nu se vor abate asupra ta, pentru că ei te vor pune la loc cu părinții tăi. Dar despre ceilalți nu le-a spus absolut nimic ce se va întâmpla cu ei, pentru că el a făcut o promisiune și promisiunea lui el nu șoia. A făcut o promisiune la România când a ras tămâie la azi Dumnezeu și a neglijat pe el. Și a văzut împăratul, pentru că el avea 8 ani în momentul ăla, nu putea să facă nimic. Dumnezeu l-a cunoscut și a făcut o singură promisiune, care nu știu pe care dintre noi i-ar încânta să ne spună Dumnezeu, când ar vedea că avem atâta rând pentru Dumnezeu să facem, să dregem tot ce este bine pentru Dumnezeu și Dumnezeu să zică, da, o să te pun lângă părinții tăi în mormânt. Care dintre noi, zice, slăvit să fie Dumnezeu, cred că am plânge toți și ne-am... Dar el s-a gândit, totuși Dumnezeu a făcut o promisiune că dacă ne vom întoarce și dacă vom face lucrurile pe care le plac lui, probabil că ne va ierta. Dar zic că Dumnezeu în această nu și-a retras ceea ce a promis înainte, ucigile și pe care le va trimite. Dar ați văzut, adică n-am reușit să citesc până acolo, în care acest om care a vrut să facă totul pentru Dumnezeu, ca și ceilalți pe care i-am amintit înainte, am avut ilustrat Saul, care din prea multă râdă a început să nu respecte planul care, deși l-a transmis alții, exact așa s-a întâmplat și cu Ioșia. Când cineva i-a spus, eu nu am venit împotriva ta la război, eu am cu cineva, cu această cetate, război. Și Dumnezeu mi-a spus mie să mă duc împotriva lor repede și să fac ce este de făcut. Nu te împotrivi pentru că nu mie te împotrivești, ci lui Dumnezeu. Și totuși nu a ascultat de ceea ce Dumnezeu i-a trimis să-i spună. Acest împărat care s-a dus împotriva acestei cetăți i-a spus, dacă vei lupta împotriva lui Dumnezeu, vei fi nimicit. Și totuși acest om care a vrut să facă totul pentru Dumnezeu, cum l-am avut și pe Saul, care vrea să facă tot pentru Dumnezeu, a început să lupte împotriva Fiului lui Dumnezeu, care era trimis de către Dumnezeu. Așa avem și aici un altul, care deși acest om a fost trimis de Dumnezeu, i-a ieșit în cale și avertizându-l să nu facă această lucrare, totuși și-a luat hainele și-a găsit de cuvință să lupte. Și în foarte scurt timp, acești arcași care au trimis săgețele împotriva lui, l-au făcut să strige, luați-mă de aici, pentru că sunt grav rănit. Ați văzut că Dumnezeu nu i-a făcut o altă promisiune, pentru că el știe dinainte ce e în sufletul nostru și pentru ce am vrea noi să schimbăm planurile lui. Ați văzut cu acel Simon care a cerut să primească Duhul Sfânt, ca pe cineva pune și el mâna. Mulți sunt oameni care vor să facă niște lucrări pe care le face Dumnezeu, le face pentru a arăta celorlalți că și el sau mândria din el l-ar putea ajunge să poată să facă lucrări pe care le face Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cunoaște foarte bine inima și întotdeauna când noi vrem să luptăm împotriva lui Dumnezeu, prima dată e mai bine să ascultăm, să veghem cine ne vorbește și dacă îl pune pe Dumnezeu la mijloc, care ne avertizează, eu sunt trimis de Dumnezeu, ar fi bine ca fiecare din noi să luăm aminte și să ascultăm și să nu luptăm împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu avem nicio șansă. Dar cum v-am spus, din prea multă râdă, întotdeauna uităm că nu numai planul pe care noi l-am imaginat în creierul nostru că trebuie să-l facem, de aceea cred că și la biserică trebuie să venim peste în fiecare duminică și să luăm planul lui Dumnezeu în inimile noastre,
ca să nu luptăm împotriva lui Dumnezeu, pentru că aici ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și El ne spune în fiecare duminică direcția în care ar trebui să o luăm ca să nu ne greșim drumul pe care îl parcurgem. De aceea, în această dimineață, nu vreau să mai vorbesc multe, pentru că acest cuvânt care a fost citit în această dimineață ne învață că sunt mulți oameni care fac întocmai voia lui Dumnezeu ca să arate tuturor că El poate să facă, dar Dumnezeu nu schimbă planurile pentru nimeni. Spunea fratele Cornel că nu aștepta să te plătească cineva dacă nu cere nimeni să faci acel lucru. Acest om se încadrează în textul ăsta, nu l-a pus nimeni să facă, Dumnezeu nu i-a cerut să facă el curățenie și să distrugă și să facă, pentru că acești oameni aveau un cuvânt de la Dumnezeu care le-a fost promis și de care Dumnezeu s-a ținut. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune întotdeauna când luăm o decizie din proprie inițiativă să nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Amin.